curat, steag roșu, turistul nu are voie să intre în apă. Salvamarii mai atrag atenția că este total interzis scăldatul sau săritul în apa mării în zona digurilor, zone care pot fi foarte periculoase. La noapte în Dobrogea vremea va fi caldă cu ceruri mai mulțime, vântul va sufla slab și moderat, cum vrei să vrei schiri ușor când mi-e frică cum să cobor pe scări, că n-am de ce să mă țin. Iar cele minime între 16 și 22 de grade. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza, când izolat vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, acum sunt 28 de grade la Constanța, Mângăria și Surina, 35 la Megidia și la Vâlcea și 34 la Cernavodă. Am făcut. Vine acum cu știrile din sport. Nu știu dacă mi-am luat aici. Păi n-ai fost să zi. La fotbal va avea un nou format în cercul cu sezonul 2022-2023. Meciurile din faza regională se joacă astăzi la 9 și la 13 iulie. Așa, băgă-te. În cele 14 grupe planificate, cu câte 3 echipe fiecare, grupate în 7 regiuni geografice. Ulterior, la 16 iulie, câștigătoarele celor două grupe din fiecare regiune se vor întâlni în finala regională, după cum a informat Federația Română de Fotbal. Despre noul format al competiției, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a făcut următoarea declarație. Hai că l-am lăsat la vasă. Din punctul nostru de vedere, este un format competițional modern pe care îl vom reîntâlni din ce în ce mai des în fotbalul internațional, în competițiile interclub. Acest nou format propune totodată și un sistem de grup, astfel încât să putem să contribuim la creșterea numărului meciurilor dat. Am ascultat pe președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Fotbalistul Răzvan Marin va fi transferat de la echipa Cagliari, care a retrogradat în serie B în campionatul italian, la echipa Empoli aflată deja în eșalonul secund. El va fi cedat în prima fază sub formă de exactly.